Bă, ce se întâmplă, bă, cu roata? Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Beam NG Drive. Vă mulțumesc pentru susținerea acordată la episoadele anterioare. Mă bucur să văd că vă place joculețul, băieți, și astăzi aruncăm o mică privire peste o mașină care merge foarte repede. Da, deci o avem pe aceasta, pe care o cunoașteți. Se zicea că e cea mai rapidă mașină. Arată ca o mașină rapidă, dar și este. Ok, prinde 200 la oră. Asta parcă e limitată, nu știu, se oprește. Ama nu, 300. Dar derapează prea mult. 300, 400. Ok, ok, ne ducem. Cât credeți că prinde, băieți? Mamă, uitați-vă la podea cum se duce. 500. Și se lărgeți roțile. Le vedeți? Wow, am mai făcut un videoclip cu mașina asta. Dar avem alta și mai și astăzi. Wow, cum s-a dus bara aia. Mă, bă, cum se duce mașina? Țin frâna. Wow, cum o să pui frână la 700 la oră? Gata, gata, ho. Ho, bă, nu se mai oprește mașina. Stop, 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 stop. Deci, ce părere aveți, băieți, până acum? Cum arată mașinuța? Bă, se duce destul de bine. Văd că și-au revenit la loc roțile. Dar hai să aruncăm o privire peste noua mașină, băieți. Care este aceasta, vă întrebați? Asta prinde 1000 la oră. Ok, nu chiar. Ar fi culmea. Mai jos puțin. Și noi... Hai de capul meu ce mașină am adăugat aici. Ok, bun, avem track. Varianta default, ești lângă facecam sau prin spatele facecam-ului, se vede. O înlocuiești. Băi, mașina asta e monstru, mă. Este un monstruleț mașina asta. Avem un concept, ne uităm pe ea, Beam NG Speed King. Ok? E regele, cea mai rapidă mașină din joc. Uitați-vă cum arată, când vedeți monstru ăsta aici, bum, știți că urmează ceva serios să se întâmple. Ok. Bun, hai să ascultăm. Să dau și un sunet mai tare. Ia. Mamă, deja se sparge cineva. Sună bine. A băgat într-a doua, cred. Ușor, 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 vreau să o forțăm așa puțin de început. Să auzim cum... Ce sunete scoate. Explodează motorul, turează târziu. Schimbă viteza. Bă, asta se oprește și are control mult mai bun. Adică, la ce mă refer? Ați văzut că cealaltă a prins 400 destul de greuți. Aici, i-ai dat talpă direct 300. Ok? Doar așa ca o idee, uitați-vă pe video și spuneți-mi în cât timp face 0-200. Ok? Îi dăm drumul, da? Voi aveți timer de pe video. 3, 2, 1 și... Mamă, în cât? Cât ne-ai bat timp a fost, mă, 0-200? Este că mă uit pe timer aici. 3, 2, 1 și... Cred că pe o secundă și ceva, două. Wow! Imaginează-ți în viața reală, ești la semafor, da? Și ești supărat rău de tot. Verde. Ei, dus naiba, frate, 300 la oră, mă, nu știu dacă ați mers în mașină cu 200 la oră. Să vedeți cum e. Asta pleacă instant. Uite-te și tu. Fai de viața mea, fii atent că punem frână la 600. Lumești, mă? E beton rău mașina asta, nu știu, îmi place. Ce părere aveți? Uite ce faruri avem, mai contează farurile. Ce ascundem sub capotă? Nimic. Nu se știe de unde vine puterea electrică. Am înțeles. Totul e în spate aici, băieți. Motorul aici se situează. Avem un V10, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul. Și acum, hai să-i vedem. Bă, zici că mă joc GTA 2. Pe bune, dacă v-ați jucat GTA 2 când erați mici, și arăt. Hai, mă, dă-i talpă. 600 la oră, băieți. Ok, ne oprim. Oprește-te, oprește-te. Vreau să schimbăm harta, că prinde mai mult. Am văzut filmul cu Matrix. Mi se pare tare rău de tot filmul. Și m-am jucat mult jocurile respective. Oh my god, ce urmează să facem, nebunie? Da, avem harta din autostrada din Matrix. Din Matrix.
Am văzut și filmul, și jocurile, dar mai mult din joc știu autostrada asta. Wow, băi, bă, băieți. Și avem sub motor aici, ok? La modelul ăsta de mașină, nu este V10. Deci dacă V10 e un bebeluș, ăsta e taxo. E V50 ăsta, ok? Sub capotă. Deci, ironic vorbind, uite cum... What? Doar am apăsat pe... Păi nici nu cred că pot să meargă mașina asta. Ce oare mă de face așa? Wow! Bă, câți cai trebuie să aibă ca să plece de pe locul 300? Mamă, glumești, mă? Ho, ho, ho! Că vine moșu, wow! Păi, ok, că asta merge cu spatele mai repede decât restul. S-a oprit motorul. Merge cu 200 la oră cu spatele. Sunt tare curios. Ok, ziceți și mie în comentarii că voi sunteți experți. Care e recordul de viteză de mers cu spatele? Ok, ok. Face mașina asta, băi! Băi, e reală, nici n-am cum să merg cu ea! Are 500 la oră, efectiv zboară mașina asta! S-a pleznit așa tare încât s-a stricat! Ok, că vă arăt eu acum o mașină tare. Ce e asta? Nu știu nicio băieți ce e asta. Wow. Bă, nu știu ce e, dar îmi doresc mașina asta. Vreau să merg cu ea pe stradă. Gen lejer așa, să stau pe scaun și mergem prin trafic. Cu Irafael mobilul. Wow. Ok, vreau să mergem. Pune frână. Vreau să schimbăm harta. La fel de curios ca voi, băieți. Ce naiba se va întâmpla aici? Deci, ok, că mașina asta, în primul rând, are motor de drujbă. Și are oglinzi, ești nebun? Dar n-are stopuri, mă. Nu poți să mergi cu ea pe stradă. Farul are, dar n-are stopuri. Fii atent că s-a stricat motorul. Mi-arată ceva acolo în stânga, jos. Ia. O, naiba să fiu. Nici n-are ce să se strice la mașina asta. E bune. Oh, căzut roata. Punem frână. Bine, mă. O luat foc. O luat papu cu foc. Bă, a rămas. Ne-am întors cu trei roți, dar suntem bine, să știm. Și s-a oprit și motorașul. Ok, ok, ok. Deci mi-a stat inima adineauri. Mașina asta e atât de puternică, încât nu pot nici să o întorc. Da, uitați-vă la roți. Roata din... Nu știu ce naiba se întâmplă. Prinde viață, sunt era modelul ăsta cu 5 million RPM. Da, o să înlocuim cu cealaltă, care n-ar trebui să mai... Nu știu, să mai explodeze motorul, să zic. Ok, și hai să vedem cum naiba ne ducem pe panta asta. Face urât, eu nici nu accelerez acum. Mă, dacă n-ar exploda așa... Ia atent, că îi dau talpă. Și stă la oră? De ce stau lărgi roțile, că sunt în aer? Vai, mamă. N-are control în mașina asta. Ok. Ok. Hai să înlocuim cu cea care prinde doar 600 la oră, dar îi dăm talpă pe... Îi dăm talpă pe rampa asta. Le ducem. Ok, ușor, 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 ușor. Dar vreau să plec, să zbor în aer și să am măcar vreo 400 la oră. Uite-l! Oh! Record de top! Ce să cadă, mă, să duce direct... Direct în... O, trezit la perfecție. Wow, e prima mașină cu care...
Am aterizat în picioare direct, niciun stres. A pleznit. Ok. Am o mașină care o să vă placă mult de tot. Asta cu pepeni. Ok. E relatable. Poate v-a trimis și pe voi, mămica, la piață să luați pepeni. Nu știu ce se întâmplă aici, sincer să zic. Dar, da. Aaa, s-au vărsat pepenii. ok. Nu cred că la asta ne așteptam. Merge doar cu 18 la oră. Mai avem o mașină pentru voi. O să o recunoașteți câțiva. Este, se numește Satsuma. Și nu știu câți dintre voi mi-ați urmărit seria de My Summer Car. Dar mașina din My Summer Car este Satsuma. Numai că văd că sunt mai multe modele. Asta e Drick, ce naiba e? Sunt mai multe modele. Asta e mai mult ăla din The Long Drive. Cred că așa arată Satsuma. Nu găsesc Satsuma aia noastră din My Summer Car. Se întâmplă, trebuie să fie foarte puturoasă. E un fel de Trabant. Uite-l. Și dacă ne uităm din interior, da, seamănă. Vai că scoate un sunet frumos. Mă, de pe vremea când era o banchetă în față, și în față și în spate. Ce cetățel. Ok. Hai să dăm și un talpă să vedem ce neva se întâmplă. E că prinde asta 50 la oră și explodează. Se duce Trabantul. Dar are doar 4 viteze, asta e problema, și o să explodeze motorul. Exact. Wow! De ce a pus... What? I-a explodat motorul și a pus frână? Care e explicația tehnică, băieți? N-a făcut față, bă, asta prinde... Are doar 4 viteze. No, oare o fi una mai rapidă? Ia să-i dăm reset, să ne uităm. Deci la performance și voi prinde 123 la oră maxim. Trebuie să fie și una mai sport. 390 la oră, mă? What? Wow. Nu mai am ce să zic altceva decât wow, ce motor are, mă? Ia. Băi, ești nebun, are 3 roți? Nu. Fii atent, i-a pus V10, ce i-a pus acolo de merge așa repede? Ia, ține-te bine. Sunteți gata? Dă-i. Mamă, până unde e bara de viteză, de durație? Uite cât se turează mașina asta. Are doar o viteză. Eu uzi cum face. Wow, dar ar fi să se distrugă destul de tare. Adică nu cred că e făcut dintr-un metal rezistent. Exact. Frate, dacă ai făcut accident cu un tir în asta. Deci dacă a intrat un tir în tine, nu mai ești nimic. Deci nu mai ești nimic. S-a zis cu tine, ești out. Nu știu dacă faci asta față pe track, dar hai să-i dăm blană să vedem ce se întâmplă. Asta e cât de cât mai controlabil. Uite-l. Wow! Glumești, mă? Numai aici putem afla cât de bine rezistă mașina. Adică nu mai are încotro să se ducă. Uitați-vă la roți. Bă, ce se întâmplă, bă, cu roata? Se lărgește, se micșorează. Nici mașina asta nu mai știe. Zboară. M-am transformat în SUV. De la 400, de la 500 la oră încolo se transformă în SUV, ești nebun. Te ridică de la sol. Ia uite-o. O, dragostea mea, ce-ai, că nu mai știi nici în ce din... Ce-a fost, mă, sunetul? Că m-am dus pe altă planetă. Care ești la joc, s-a închis absolut tot. Nu e bună mașina aia. Dar asta care e mai limitată la 600 la oră îmi place. Deci o poți controla frumos și prinde și multă viteză. Chiar... Pe aici nu știu cât de bine o mai poți controla. Dar... Nu. Wow. S-a dus mașinuța. Hai să o testăm. Hai să o testăm în ăsta de viteză. În denivelări, cum ne se numesc. Nu o duce prea bine. Deja s-a blocat, ești nebun? Nu are, mă, asta nu e făcută pentru... Zici că plânge mașina, așa face. Nu merge deloc. Se dă peste cap. Dar... Asta e o hartă bună de testat. Să te prostești cu mașinile.
Dar cu asta nu prea ai ce să-i faci. Ia atent că se duce bine și off-road. Off-road. Ia uite ce bine se duce. Wow, efectiv, zboară mă mașina, se cățără pe pereți. Cade în picioare. Și încă mai merge, ia vezi. Vezi că încă mai merge mașinuța. Ia. Nu mă oprește, mă? Credeți că mai merge, da sau nu? Mai merge, mă, nebunilor. Credeți că doar a ta oprește, numai că virează spre dreapta singură. Deci după toate alea încă... Wow! După toate alea încă mai prinde 400 la oră și mă cațră pe pereți. Da, mă, băieți, cam acesta a fost episodul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut modul și vă place în general seria de BeamNG, apăsați și butonul de like ca să recomande și YouTube-ul mai departe, ok? Și să vă mai recomande și când mai apărăteți episoade. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare.